Pentru că a fost 1 martie, pentru că a venit primăvara, dar mai ales pentru că s-au împlinit 100 de zile de când sunt elevii ai Step by Step, copiii împreună cu învățătoarele lor au pregătit o prezentare a ceea ce au învățat până acum. A fost o adevărată lecție de viață, unde micuții au îmbinat cunoștințele cu distracția. Copiii clasei 1-e, Step by Step, au sărbătorit 100 de zile de școală. Petrecerea a început de dimineață cu prezentarea colecțiilor de 100 de obiecte, a continuat cu activitățile la centrele de interes și apoi, după cum vedeți, ne aflăm la restaurantul unde servim masa și au avut aici parte de surprize, tort aniversar, un clovn cu care se joacă și urmează în continuare dans și voie bună. Copiii s-au arătat încântați să le arate părinților prezenți ce au învățat. Au fost mândri că acum știu să citească și să scrie. Ba mai mult, și-au dezvoltat anumite hobby-uri, cum ar fi colecționarea de monede, funde, mărgele sau opțipilduri, pe care le-au prezentat fiecare în diferite colaje. Pentru mine, cele 100 de zile de școală au fost foarte frumoase. Ce ai învățat tu în acest interval de timp? Să scriu de mână. Asta nu știai? Nu. Am învățat să scriu matematică și știință. Alternativa educațională Step by Step promovează o predare centrată pe copil, ce respectă capacitățile intelectuale, aptitudinile, stilul de muncă, ritmul de lucru, iar predarea este individualizată prin metode moderne de predare. Se respectă și programa de învățământ, iar elevii își desfășoară activitatea pe centre de activitate, descriere, citire, matematică, științe și arte. De acest tip de învățare sunt încântați și părinții, care se bucură că micuții devin mai comunicativi de la vârste mici. Deja știam despre sistemul ăsta Step by Step, adică aveam informații. După 100 de zile sunt bucuroasă și totodată mândră de realizările lor și realizările doamnelor învățătoare.